totuși să încercăm cu tinerii, poate din mai multe motive. Mai întâi au energie și vor să fac ca să remarce și asta e extraordinar. În același timp, încă nu știu să fure. Și ar trebui 4 ani ca să învețe. De, peste 4 ani îl dărâmăm și punem altul. Numai bine s-ar învăța, punem altul. Deci, un avantaj ar fi extraordinar, că cel puțin banul public ar fi apărat. Să punem de ochi la cum ai uneori să o ai apărat. Și, în același timp, ar avea energia necesară să stea de vorbă cu oamenii. Să vadă ce păsuri, să le dea acord de audiență. Eu mă uit dacă am dat 150.000 de audiență cât am fost 12 ani primar. E enorm de mult. E, acum, dacă să dau 300 de audiențe, e mult pe an. Pe an. Deci nu mai au timp să stea de vorbă cu oamenii. Oamenii pe care noi îi propulsăm în niște posturi importante, nu mai au timp să stea de vorbă cu cei